o asemenea catastrofă. Și îmi cer tare scuze că te întrerup, dar vedem ce se întâmplă la PSD. Vorbește un alt cap al PSD-ului cu pretenții de preluare a șefiei, poate, domnul Grindeanu. PSD-ul a crescut pensiile, dar totodată poate să vină unii care le scad. Și atunci lucrurile astea se ajunge acolo și am trăit aceste experiențe cu toții, când după un an, nici măcar un an, au venit unii și ne-au zis veniți înapoi că am glumit. Deci lucrurile acestea, cel puțin în domeniul, dacă vreți vă dau domeniul transporturilor. Sunt unii care au venit și într-un an de zile au făcut fix 0 km de autostradă. Și atunci aici e măsura competenței. Parlament înseamnă guvern. Guverna face lucruri pentru români. Alegerile prezidențiale sunt cu totul altceva. Bun, dar după rezultatul de duminică, credeți că ar trebui să fie schimbată toată conducerea Partidului Social Democrat? Sunteți prim vicepreședinte. Noi avem o decizie luată ieri de către CPN, în care în data de 2 sau 2 decizii, dacă vreți, să facem analiza după alegerile parlamentare și, bineînțeles, s-a venit într-o echipă, se pleacă într-o echipă, nu e vorba de altceva. Lăsați-mă să vă spun. Și după alegerile parlamentare, tot în data de 2, să comunicăm ce avem de făcut pentru turul 2 la prezidențiale. Astea sunt deciziile partidului, restul sunt speculații. Domnule ministru, ce părere aveți? Partidul Social Democrat, alegerile prezidențiale în momentul față mai sunt o miză pentru Partidul Social Democrat? Pentru noi, principala miză o reprezintă alegerile de duminică. Noi trebuie să câștigăm alegerile parlamentare, trebuie să fim pe primul loc, trebuie să avem o pondere mare în Parlamentul României, astfel încât să, în Parlament, PSD-ul să fie principala forță politică. Domnule, să faceți o analiză după, nu trebuie să faceți o analiză înainte, poate repetați scenariul alegerilor de duminică, adică nu aveți deja o... Păi, eu v-am spus ce a hotărât nu Grindeanu, Ciolacu și altcineva, nu, dar... Ce părere aveți? Că e foarte bine ce s-a hotărât ieri. Să vedem duminică alegerile, o să vedem rezultatele de duminică și după... Mă lăsați să termin. Și după să avem această analiză și avem tot timpul să facem această analiză. N-a fost decizia lui Sorin Grindeanu sau a lui Marcel Ciolacu sau altcuia. Toată lumea a îmbrățișat această soluție. Vă doriți să fiți președintele Partidului? Nu e vorba de asta. Când câștigi alegerile, le câștigi într-o echipă, când le pierzi, le pierzi într-o echipă. Nu există. Dar un lider trebuie să fie. După aceste alegeri? Partidul și Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu și Mihai Tudose și toată lumea, și președinții de organizații și cu toții. În aceste zile suntem angrenați. Domnul Sorin Grindeanu ne spune că e important să nu vină unii care vor scădea pensiile. Domnul Grindeanu dă exemplu situației de la Ministerul Transporturilor. Știm cu toții dintele pe care domnul Grindeanu le are împotriva lui Drulă. Deci, sunt cel puțin două voci extrem de importante în PSD. Victor Ponta, Sorin Grindeanu, care ne dau de înțeles că nu prea au treabă cu USR-ul.